Potrivit reprezentanților Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală, telecabina care facilitează accesul pe cetatea Deva va fi oprită luni, 7 octombrie, pentru efectuarea reviziei tehnice lunare obligatorii. Turiștii care doresc să viziteze cetatea Deva în această zi o pot face la pas, pe la poarta 1, alegând unul dintre cele trei trasee care sunt semnalizate cu indicatoare. Traseul numărul 1, din spatele restaurantului de la Poalele Cetății până la poarta 1, timp de mers aproximativ 45 de minute, traseul 2, de la intrarea în tunel, partea dreaptă, până la poarta 1, timp de mers aproximativ 40 de minute, sau traseul 3, din fața tunelului, partea stângă, până la poarta 1, timp de mers aproximativ 30 de minute. În perioada 1 octombrie 2019-30 aprilie 2020, cetatea Deva poate fi vizitată zilnic între orele 8 și 20.